Vestea că Ion Manea a fost ani buni informatorul securității a ajuns și la urechilor șovenilor, care nu văd cu ochi buni acest lucru. Ba dimpotrivă, îl sfătuiesc nici să nu viseze că ar putea ajunge primarul Orșovei. Pentru ce să mai aducem în funcții din conducere când ne-au mâncat pe timpul lui Ceaușescu, ne-au mâncat? Au omorât atâția oameni, îi împușcau, îi omorau, îi băgau prin toate gropurile și acum vin să ne conduce. Niciun caz. Dacă a făcut treaba asta, niciun caz n-ar trebui să fie primar. Nu merită. Nu, păi dacă a fost un turnător așa, e periculos pe fratele lui, deci familia, ți-ai turnat familia. Cum mai... Nu se poate. Cei mai mulți orșoveni dau exemplu echipa PDL pentru modul în care s-a implicat în dezvoltarea județului, implicit a Orșovei. Tănișoară și doamna Chircu ne-a ajutat. Ajută. Și au făcut cel mai mult, au făcut în Severin. Dacă noi n-am fost capabili Orșova să primim nici bani ca să punem să facem și noi un proiect, să facem ceva în Orșova asta, i-a dat lucru. Cauza primarilor care au fost? Cauza primarilor care au fost în Orșova și a consilierilor care ei se duceau acolo să certau unii cu alții pentru ciolan, care să ia mai mult. Foarte probabil calitatea de informator al securității i-a adus lui Ion Manea o mulțime de beneficii. Pe vremea când și-a început activitatea ca și colaborator al securității, Ion Manea era un simplu ospătar. Acum este om de afaceri și deține mai multe proprietăți. Potrivit legii în vigoare, cei care sunt dovediți că au fost colaboratori ai securității nu mai pot candida la funcții de conducere în administrație. Astfel, pentru Manea, primăria Orșova ar putea rămâne doar un vis.